Strada este locul unde mai mereu se întâmplă câte ceva. Iar când acel ceva atrage atenția oamenilor legii, e foarte probabil că unele lucruri trebuie lămurite. Și în stradă, dar și la secție. Uite, tu-l vezi? Ce face mă acolo? Se pune în fața oamenilor, ia fii atent. Ia hai să-l băgăm în seamă. Nu mai are puțin și parcă îi agresează așa. A, ce e mare. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Agent Curea Alexandru. Ce faceți aici? Și colegul meu, Alin Copta. Îl cunoașteți? Nu, inoportunat, nu știu. Agent șef Constantin, mă numesc la secția 21. Ce faceți aici? Cum vă numiți dumneavoastră? Hai. Sunt sigur că... Haideți, dați-vă mai într-o parte. Dumneavoastră, vă să rămâneți puțin să îl identificăm. Și să... Haideți, șeful, că n-am făcut nimic. Am văzut pe asta, rămâneți puțin aici. Am înțeles că n-ați făcut nimic, dar cum vă numiți dumneavoastră? Am și eu copii acasă. Am înțeles și treaba asta, da. Cum vă numiți? Am și eu, Adelin. Adelin, ok. Păi și eu, Pantonină. Și data nașterii. Hai, chiar trebuie... Haideți, șeful, că data nașterii. 26 februarie. Anul? Vă rog să mă rămâneți puțin, da? 1980. Haideți, șeful, că n-am făcut. Am și eu 6-7 copii acasă. Înțeleg că nu este prima dată când apelați la... De când ești aici? Azi, acum am venit. Sunt alte zile? Ai mai fost, că te-am mai văzut pe aici. Cred că a fost altcineva. Nu, eu n-am fost, nu știu. Da. Haideți, șeful, că n-am... Da, te văd așa sănătos, adică ești ap de muncă, ai vreo problemă medicală, n-ai... Mă doare pe aici, așa, nu pot. Nu pot să muncesc. Nu poți să muncești. Dar ai muncit vreodată? Ai încercat măcar să muncești? N-am muncit. Nu. Mai ușor să... Uite, doamna... Haideți, doamna, ce v-am făcut, doamna? Că nu v-am făcut nimic, doamna. Ce v-am făcut? Ai inoportunat, mi-ai ținut calea. Te-ai pus în fața doamnei. Păi te vă dau bani înapoi, doamna. Nu, luați bani înapoi, vă rog frumos. Gata, mă, să rămână, doamna. Mulțumesc, să rămână. Nu, oricum, va trebui să mergi cu noi la mașină. Fapta unei persoane de a apela la mila publicului, cerând ajutor material prin orice mijloace, reprezintă o faptă antisocială și se pedepsește ca atare. De asemenea, noi, ca cetățeni, trebuie să prevenim acest fenomen și să nu încurajăm cerșetoria. Am 7-8 copii acasă. Ce abordare! Vreau să mă ascultați, da? O să vă aduc la cunoștință din nou, cum v-a spus și colegul mai devreme, apelarea la mila publicului în mod repetat de către o persoană aptă de muncă, se sancționează contravențional conform legii 61/1991. Cuantumul amenzii este între 100 de lei și 500 de lei. Iar dumneavoastră veți primi o amendă minimă de 100 de lei, în care de astăzi, în 15 zile, puteți achita jumătate din minim, adică suma de 50 de lei. Totodată, tot în 15 zile, puteți face contestație la judecătoria sectorului 2 dacă nu sunteți de acord cu prezentul proces verbal, da? Mențiune aveți? Nu, n-am. Da. Vă rog să semnați. Am fost în legătură cu dumneavoastră. Aici și aici. Vă rog să semnați la martor. Da, sigur. Haideți, doamna, vă rog frumos, doamna. Nu mai ține de mine acum. Deja infracțiune. Nu este infracțiune, este contravenție. Contravenție, da. Scuzați. Avem de mățat, e o diferență. Vă mulțumim mult. Puteți să mergeți. Și eu vă unde mulțumesc. Aveți dumneavoastră treabă. O zi bună. Da. O să vă dau exemplarul numărul 2, în care puteți achita, cum am spus și mai devreme, în 15 zile, jumătate din minim, da? Și vă rog frumos să nu mai veniți aici și să nu mai apelați la mila publicului. Sunteți o persoană aptă de muncă. V-am dat amenda minimă de 100 de lei. Am fost înțelegător cu noastră, să fiți și dumneavoastră înțelegător cu noi și să nu se mai repete. Da? Uitați-vă. Alin! Unde fugiți? Ia, stai pe loc. Stai pe loc, unde fugiți? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu ghiozanul ăla? Mergem la metrou. Grăbeam să ajungem la metrou. E ghiozanul voi? Ce s-a întâmplat aici? Da. Lasă la mine. Ha. De ce fugeți? Unde fugiți? Ne grăbeam să ajungem la metrou, chiar ne grăbim. Trebuie să ajungem undeva. Pe unde? Și ghiozanul ăla așa... Da, ți se potrivește, al nu? Al meu. Al cui e ghiozanul? A fost al lui, dar acum e al meu, mi l-a dat. Hai de la mașină cu ei. Haideți la mașină. De multe ori,
În timpul patrulărilor ne întâlnim cu situații neprevăzute. Asta s-a întâmplat și în timp ce scriam procesul verbal de constatare a contravenției pentru persoana care a practicat mima pentru a obține bani. Am observat alergând chiar pe lângă noi un bărbat care ținea în mână un ghiozdan, fiind urmat chiar în spate de către un alt bărbat care striga după acesta să-i dea rucsacul. Nu am făcut nimic, vă spun. 44-15, 44-10. Da, comunicați pentru 44-5. Vă rog să vă deplasați la cafeneaua de la parterul centrului comercial. Am fost sunați de o tânără care ar fi fost furat ghiozdanul din cafeneaua în care se afla. Tânăra spune că în urmă cu puțin timp a văzut doi bărbați fugind în cafeneaua cu ghiozdanul. 44-10, acum câteva momente am observat doi bărbați care fugeau. I-am prins și aveau asupra lor un ghiozdan. Vă rog să-mi comunicați mai multe detalii cu privire la acesta, să vedem despre ce e vorba. Apelanta ne-a precizat că este vorba de un ghiozdan de dimensiuni mici, culoare roz. Da. Da, se confirmă. Să știți că persoanele aveau exact același ghiozdan asupra lor. Noi suntem la echipaj. O să imobilizăm și ar fi bine să, ca persoana respectivă să vină chiar aici să recunoască ghiozdanul, dacă este acesta. Da, 44-15, vom redirecționa persoana vătămată către dumneavoastră. Tânăra se numește Cârbu Ioana. Vă rog să ne comunicați locația exactă. Da, exact în spatele parcului la obor. Recepționa 44-15. Vă rog să ne trimiteți la adresă un echipaj pentru a transporta ulterior persoanele la sediul secției. Recepționa 44-15, trimitem un echipaj sprijin. Ai văzut oricui e ghiozdanul? Nu e coincidență. Coincidență? Da. Să știi că am folosit bodycam-ul din dotare atunci când am fugit după voi și este filmat tot. Te rog să mi-l dai încoace. Dacă e ghiozdanul meu? Ia mâna după el, te rog frumos. Tu ne-ai auzit ce s-a dat pe stație? O să vină persoana și o să vezi al cui este. Ce faceți dumneavoastră? Rămâi cu fața la mașină. E abuz în serviciu. Rămâi cu fața la mașină, palmele, brațele întinse pe mașină. Nu ne înțelegem? Dispeceratul ne-a îndrumat către o cafenea din apropierea noastră, unde se reclamă faptul că unei femei a fost sustras ghiozdanul. Asta ar putea fi explicația celor doi bărbați pentru conflictul dintre ei. Ia zi, ce e cu ghiozdanul? Ce s-a întâmplat? E ghiozdanul meu. Ghiozdanul lui. Al cui e? Păi al lui e. Al tău? Da. E sigur? Dacă e roz, înseamnă că nu e de băiat sau cum. Hai, adică cum e ghiozdanul lui? E ghiozdanul lui și gata. Dom'le, dar pentru ce? Că n-am făcut nimica. Dar de ce fugeați, mă, dacă nu spun nimic? Dă mâna în coace. Că ne grăbeam să prindem metrou. Depărtează picioarele. Depărtează picioarele. Hai, domnule, să fim serioși. Bunuri interzise la deținere ai? Bunuri interzise la tine, ce mai ai la tine? Nimic. Aici e telefonul. Da. Aici e telefonul mobil, da? Da. Întoarce cu fața la mine. Fața la mine, sunt aici. Vreau să-mi comunici datele tale, să te identific. Probleme cu poliția ai mai avut? Nu. Ia zic, cum e sigur? Da. Alin Zatar. Alin Zatar. Data nașterii? 8.09.2002. Până cum te numești? Ionuț Buturuga. Da, e în regulă. Ia, acum povestește-ne ce s-a întâmplat cu ghiozdan. 26 mai 2000. Ghiozdanul lui. Al cui? Al lui. E ghiozdanul tău? E ghiozdanul meu. Păi cum e ghiozdanul tău? E roz. Păi și dacă e roz? E un ghiozdan de fată, se vede clar. Păi și ce, nu mai avem voie să purtăm roz dacă suntem bărbați sau cum? Am înțeles, da, aveți voie. Ia vorbește mai... Auzi? Fii mai calm. Păi dar nu înțeleg, domnule, deci pentru ce ne luați? Păi și... Noi v-am prins, și femeia aveți de la un ghiozdan? Femeia care zice că i s-a furat ghiozdanul? Nu, e prea mare coincidență, nu avem noi nicio treabă, noi... Sunt tare curios și o să ziceți când o să vină persoana... Ca să se recupereze ghiozdanul, să vedem ce o să ziceți. Să vină femeia, să vedem. Da? Până vine echipajul? Spune. Ideile tale. Domnule, e... Ce idee? Ce idee ai avut? Gata, liniște, gata. Haide, spune. Era fata asta la cafenea și n-am avut curaj. Adică nu că n-am avut curaj, n-am știut cum să mă bag în seamă cu ea. Și am glumit cu idiotul ăsta să-i furăm ghiozdanul, dar doar am glumit, am râs. Și când s-a dus fata la baie, asta chiar a furat ghiozdanul. Și acum voiam să zicem să-i dăm ghiozdanul înapoi. Și cine a venit cu ideea? Tu ai venit cu ideea să-i furați ghiozdanul ca să te bagi în seama nu, cu fia? Nu, el a venit, tu da, venit. Să fiu eroul să-i la... Mai ușor, dar... mai ușor, nu mai țipa. Voiam să-l dăm înapoi, nu era mare adică chestie. Adică voia... Erou să ce? A furat ghiozdanul, nu știu, era erou sau ce? Da, luam ghiozdanul de la el și-l dădeam păi faceți de capul vostru aici? Da, îl dădeam înapoi, n-aveam nicio. Haideți, domnule, era o glumă, e cafeneaua aici la... Astea nu sunt glume pe care să le faci, ai înțeles? Haideți, domnule. Deci tu ai venit cu ideea și l-a pus în aplicare.
Cei doi bărbați ne-au relatat că nu au sustras ghiozdanul, ci de fapt totul a fost o înscenare pentru a o impresiona pe femeia căreia îi aparține de fapt bagajul. Astfel, aceștia ne vor însoți la secție, unde vor fi audiați, întrucât cele relatate de către ei nu reprezintă o scuză. Dar până vine... El m-a spus. Până va veni, până va sosi echipajul sprijin, o să intri în mașină, rămâi aici cu el până vine echipajul ca să-i conduce la secție, da? Sunt nevinovat, n-am făcut nimic. Okay. La ce să mai duceți la secție? Asta se va stabili dacă ești nevinovat sau nu. Sunt nevinovat. Hai, atenție la cap. Deci și ideea ai avut tu să te bași cu fata Sams? Domnule, când a fost o glumă. Aveți grijă, atunci când vă aflați în spații publice sau în spații aglomerate, acestea fiind locurile în care, de cele mai multe ori, autorii infracțiunilor profită de neatenția persoanelor vătămate. Am vrut să... îmi place mult de ea, am vrut să mă bag cu ea în seamă. O cunoști de mult timp? Am mai văzut-o pe la cafenea de câteva ori. Am înțeles. Deci îți place de ea? Și ai vrut să faci o glumă sau ce vrei să spui cu asta? Da, e drăguță, dar... Nu am, v-am zis, n-am știut cum să mă bag în... Da, i-am găsit. Bună ziua! O cunoști? Bună ziua! Doamne, strătesc cu... Da, mi s-a furat rucsacul, eram la cafenea, la terasă. Momentan rămâne aici rucsacul, cum okay. Vă îl cunoști? Da, i-am văzut la terasă. Era... Tu o cunoști, nu? Da, era împreună cu celălalt care este mașina. Stați... Îl recunoști pe el? Cu el era? Da, cu el era. Spuneți-mi cum vă numiți, mă rog. Corbu Ioana. Data nașterii? 28 iulie 1999. Vreau să comunicați ce aveați în ghiozdan și... Da, sigur! Oricum o să mergem la secție, da? Și o să recuperați bunul chiar acolo. Okay. O să întocmim și noi un proces verbal, da, cu privire la ce s-a întâmplat astăzi. Vreau să... De că au venit și colegii, Alin, mă duc să-l predau. Da, mergi la echipaj. Hai. Vreau să... Îmi spuneți ce aveți în ghiozdan. Sigur, da. Să nu cumva să lipsească ceva. Da. Persoana care practica bima a fost sancționată contravențional cu suma de 100 de lei, conform legii numărul 61 din 1991. În baza probatorului administrat, față de cei doi tineri, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile au fost recuperate în totalitate și restituite părții vătămate. Este în regulă, nu lipsește absolut nimic. O să mergem la sediul secției, o să întocmim actele procedurale și o să-ți recupereze. Vă mulțumesc din suflet! Până atunci, ghiozdanul rămâne cu noi. Da. Sigur! Cred că băiatul spune că e îndrăgostit, că vrea să impresioneze. Aceste lucruri pe care le-a spus nu au nicio legătură cu această faptă. Asta nu este o glumă pentru noi, asta se numește furt. Da, este furt. Da? Așa consider că este glumă, dar aceste glume nu se fac. Da? Sunt de acord, dar nu m-am... Bine, ne vedem la sediul secției, da? Sigur, vă mulțumesc din suflet. Da? Bine. Cu mare drag. La revedere. M-am trezit în miezul nopții, m-am trezit și dădea în mine. Sunt săbii în interior, macete. O săbii? Am fugit, că dădea în mine, nu știu cine e. Pe ceva acolo? Momentan liber. Domnul Iulian, poliția! Uite-l aici în mașină. Îți dau ce aminte cum ai ajuns aici? Nu. Eram aici, la aparat, eram cu ăsta micul meu. Și-au intrat peste noi. Domnul Ian, depărtați-vă! Omoră-ți! Poliția, stau! Nu te mișca! Nu te mișca! Când oamenii au de împărțit diverse, inclusiv norocul, se poate ajunge ușor la violență. Și la fel de ușor, cu un apel la 112, pe urmele agresorilor vor fi oamenii legii. 112, poliția, ce urgență aveți? Încercați să vă liniștiți. Cum vă numiți? Unde vă aflați în acest moment? Ați fost agresată? Sunteți rănită? Persoanele sunt conștiente? Am rugămintea să vă liniștiți. Trimitem imediat un echipaj de poliție.
44-11-44-10, recepție. Comunicați pentru 44-11. Deplasați-vă dumneavoastră, vă rog, pe șoseaua Colentina, numărul bloc la sala de pariuri sportive de la parterul blocului. O doamnă ne-a anunțat că doi bărbați au fost bătuți chiar în fața sălii. Apelanta se numește Dana Mogoșanu. Repet, Dana Mogoșanu. Da, recepția de vânt, deplasare în regim prioritar. Da, da. Bună ziua! Rămâi pe loc! Rămâi acolo, rămâi acolo! Ce-ai pățit? Rămâi cu mine! Stai, șefule, stai jos! Pune-te jos! Te-ai și rănit, mai și fugit? Rămâi acolo! Hai, jos! Ușor, te ajut! Ce, v-ați speriat de noi? Nu, nu, șefule, nu! Doar că... Am intrat tu peste noi. Și agent principal Neagu de la secția 3. Cine a intrat? Cine era, și unde? Eram aici la aparate, eram cu ăsta micul meu. Și au intrat peste noi. Așa? Ușor, ușor. Șefule, mă duc peste ei. Cine a intrat? Cum îi cheamă? Unu Elvis. Așa? Elvis. Elvis Urban. Și mai cum? E unul din face Elvis și mai cum? Elvis Corban. Și am intrat peste noi cu bâtele. Noi stăteam la un aparat aici și au vrut să ne dea la o parte, căci că și aparatul nu l-au bătut. Dar voi cum vă numiți? Hai să plecăm aici. Rămâi acolo. Voi cum vă numiți? George Oțeleanu. Verifică, te rog. George Oțeleanu și data nașterii? 26-2-88. Hai, șefule, lasă-ne. Rămâi acolo, ce-am spus. Tu cum te numești? Iustin Orlovician. Orlovicianul Iustin? Da. Și data făcut nașterii? 23. Dar n-a zis nimeni că ai făcut ceva, te văd rănit. 06-1997. Deci ai nevoie de ambulanță. Ambulanța, rămâi acolo. Hai, șefule, că nu-i nimic. 44-10, 44-11, e nevoie de ambulanță. La fața locului avem două persoane. Hai, șefule, hai acolo. Recepționat 44-11, trimitem ambulanța. Hai, șefule, că n-am făcut nimic. Cine este doamna Dana? E angajat aici? Nu știu, noi nu venim. Cunoașteți? Nu. Noi doar venim aici și... Ok, cu cine v-ați bătut? Când... Păi da, nu ne-am bătut, pur și simplu au sărit ăștia pe noi. Care ăștia? Mi-ai spus doar de unul, de Elvis. Câți erau? Cine-i încă unul? Cine-i al doilea? Nu știu cum îl cheamă. Nu știu cum îl cheamă? Deci erau doi? Da. De unde vă cunoașteți? Am un atelier auto de mecanică. Așa? Și exact în zona aia are și el un parc auto de dezmembrări. Și... Acum cât timp au plecat de aici? Și la un moment dat... Acum cât timp au plecat nu, de aici? Acum 20-30 de minute, știu că au plecat într-o mașină gri, neagră, nu știu că o mașină era gri? Pe jos. Ce număr de matriculare era? Știi? Nu. Nu știi? Hai, șefule, hai, te rog, eu, Zim de serviciul ăsta auto, de spuneai tu că l-ai. Ce anume, cu ce se ocupă ei? Cu dezmembrări și la un moment dat au venit să... Ai spus că au dezmembrări lângă tine, acolo, lângă servici? Unde? În ce zonă? Aici. Sectorul 3. Ce stradă? Strada Dumbrava. Strada Dumbrava, sectorul 3. Da. Și au vrut să colaboreze cu noi. Eu nu vreau să colaborez cu astfel de oameni. În ce sens să colaboreze? Să-mi trimită clienți, ce se ocupă? Chestii dubioase, nu știu. Nu știu cu ce se ocupă? Rămâi? Având în vedere că sunt din clanul Doncea, cam știu... Cu ce se ocupa? Hai bă, nene, lasă-ne în pace, că suntem vai de steaua noastră. Rămâneți aici până ajunge ambulanța. N-am făcut nimic, hai să ne lăsați să plecăm. Nu spune nimeni că ați făcut ceva. Dar, nu vreți să depuneți plângere? N-are rost, ne întâlnim noi cu ei. Nu are rost. Am înțeles. Ați lovit și voi, văd că aveți urme pe mâini. Nu, ne-am apărat, că nu suntem dăștea cu... Cu ce v-au lovit? Cu cămătărie. Cu ce v-au lovit? Nu știu, au scos din portbagaj o bâtă, nu știu, mai știu ce m-au scos, că l-au luat pe ăsta micul, mi l-au luat la picioare, era pe jos. Și pe aia am sărit ca să-l apăr. Hai, șefule, te rog, eu că am familia acasă, te rog. 44-10, 44-11, am nevoie de grupa operativă la fața locului. Recepționat 44-11, trimite în grupa operativă.
O să merg să vorbesc cu apelanta. Deci, doamna Dana, nu știi cine e? Nu e apelanta de aici, din interior? Nu e angajată? Nu știu cine a sunat la 112. Nu știu, pentru că nu eram afară. Ne apăram. Vă rog eu, duceți-vă și luați, săltați. În interiorul societății am identificat și apelanta, dar și un bodyguard, cei doi putându-ne oferi mai multe detalii cu privire la cele întâmplate. Astăzi au intrat alți doi clienți și s-au dus direct înspre ei, i-au îmbrâncit, s-au luat la bătaie. Sunt clienți care vin permanent aici? Da. Cât de cât, da. Cum îi cheamă? Nu știu sigur, ar trebui să verific în documente. Vă rog să verificați, sunt convinsă că aveți un registru dacă sunt jucători. Da, da, mă întorc imediat. Și dumneavoastră, ce ați văzut astăzi? Am văzut că s-au încins spiritele și în am ce scos sens? Afară. Ce s-a întâmplat mai exact? S-au început să îmbrâncească, să se înjure și eu am scos afară. Pe ce motiv ați auzit? Nu știu, colega m-a sunat să... Dumneavoastră nu erați pe sală? Sau? Nu, eram până afară. Am înțeles. Și i-am scos afară atâta, rest nu mai știu nimic. Și după aia s-au bătut afară? Da, da. În interior, nu? Nu, 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 nu i-am lăsat. Am înțeles. Doar pe unul l-am găsit, Elvis Colban, născut pe 4 octombrie 1990. Pe celălalt... În regulă. Cum îl cheamă pe celălalt? Nu măcar știu. Un prenume? Nu știu, doamne. Poreclă? Nu știți. Dacă ar fi câștigat ceva, l-aș fi avut în registru, dar nu. Nu, l-am doar pe primul. Ideea e că eu a trebuit să-i cer ajutorul bodyguardului să-i dea afară, pentru că au început să vorbească urât și să se îmbrâncească. Am înțeles. Camerele de supraveghere funcționează? Da. Vor veni colegii mei de la grupa operativă, vor emite o ordonanță pentru a ne pune imagine de pe camerele de supraveghere la dispoziție. E în regulă, da? Da. Am rugămintea să pregătiți dumneavoastră câte un act de identitate să vă legitimăm. Da? Da, mai pot să adaug că în momentul în care au ieșit afară, unul dintre agresori a scos o bâtă și a început să-i bată și... Unul dintre ceilalți doi? Da, unul dintre agresori. Știți cu ce au plecat? I-ați văzut? Da, i-am văzut, dar am și notat. O secundă, vă rog. Au plecat cu o mașină plus. Da? Am și număr de înmatriculare. B10. În ce direcție au plecat? Cred că înspre doamna Ghica, cred. Nu sunt sigură. Oricum, într-acolo, deci doamna Ghica. În regulă. 44-10, 44-11, să avem în atenție un auto... Plus de culoare gri, București 10... Direcția de deplasare este către doamna Ghica, cu doi ocupanți, posibil autorii de la agresiunea de aici, de la fața locului. Către toate echipajele, să avem în atenție un auto marca Volkswagen, tip de culoare gri, București 10... Marin. Direcția de deplasare dinspre Obor către strada doamna Ghica cu doi ocupanți, posibili agresorii de la sala de jocuri. Vă rog să ne prezentați și nouă câte un act de identitate și vreau să vă mai întreb dacă aveți distrugeri la interior. Nu, nu avem daune, nu, nu. În regulă. O să vină colegii mei, da? Și o să rămână să vorbească cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos. O să mergem să verificăm și noi după ce ajung colegii, după ce ajunge ambulanța, da? Cu ajutorul datelor obținute la fața locului, am identificat numărul de înmatriculare al autoturismului cu care aceștia se deplasează, dar și locul în care aceștia s-ar putea afla, respectiv un parc de desmembrări auto. Din informațiile pe care le avem la acest moment, a rezultat faptul că cele două persoane pe care le căutăm sunt cunoscute ca fiind violente. Se întâmplă asta. Uite un asta e. Asta e. Nu, să se vede, e cineva la mașină, uite un cățel. Uite auto cu asta. Sunt săbii în interior, macete. Două săbii. Hai cu... Ține-o partea dreaptă. Ceva acolo? Momentan liber. O să am auzit ceva. E mișcare stânga. Am văzut pe cineva. Poliția, stai! Poliția, stai pe loc! Stai pe loc! Poliția! Ora 12, Costi. Ora 12, Costi. Poliția, stai! Poliția, stai pe loc! Rămâi acolo! Rămâi acolo! Rămâi acolo! Ce ai în mână? Vă omor! Aruncă ce ai în mână! Omor, am zis! Poliția, stai! Nu te mișca! Nu te mișca!
Arunca arma! Arunca arma! Nu mai voi mi-o omor! Stai! Stai, castron! Coboară de acolo, coboară de acolo! Jos! Gata, gata, mă predau! Pe burtă, pe burtă, pe burtă, rămâi acolo, pe burtă! Rămâi acolo, rămâi acolo, rămâi acolo! Te asigur! Dă-mi brațul. Nu-i și brațul ăsta? Unde ți-e prietenul? Cine mai ești? Nu vorbești? Îi fac control corporal. Mai ai ceva pe la tine? Nu. Unde ți-e prietenul, am întrebat? Pe piciorul ăsta. Pe piciorul, pe mine. Întorci în fund. În fund. Piciorul sub tine. Piciorul sub tine. Hai, cu mine. Hai la mașină. La mașină. Nu ne spune prietenul tău? Unde s-a ascuns celălalt? Cum te cheamă? Te-am întrebat cum te cheamă? Mario Zagu. Unde ți-e prietenul? Unde e Elvis? E cu tine, pe aici, nu? Te-am întrebat unde e Elvis? Nu vă spun, nu insistați. Nu insistăm? Nu e problemă. Hai într-o mașină. Cearele prima oară. Rămâi acolo. Anunță la dispecerea să vină echipar sprijin, te rog. 4410 pentru 4411 și avem sprijin. Recepționat 4411. Trimitem un echipar sprijin. Să vedem unde e prietenul. Costi, vezi ceva? Pe partea dreaptă nu e nimic. Zgomot, Costi. S-a închis o portieră. Uite-l aici, în mașină. Ești afară din mașină! Ești afară din mașină! Ești afară din mașină! E încuiat? E încuiat. Comod! Ești afară, Costi, pregătește-te! Ești afară, ești afară! Ești afară! O, bă! Ia jos, jos, jos! Rămâi acolo, rămâi acolo! Cătușe, pe rog, dă-mi cătușe! Hai, mă, coferez, bă, ce aveți, mă, mâncavaș? Ce aveți? Aveți dragi pe voi? S-a umflat răța. Ia zi, mai ai prieten pe aici sau ai rămas singur? Ai ceva pe la tine? Nu. Ești sigur? Nu, n-ai cuțite, machete, săbi, nimic? N-am, tata. Bute! Sunt curat, mă, opa, ce-i? Ce ai sub tine? Ne ridicăm, hai! Mai e cineva pe aici? Nu mai e, tată, nu mai e. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la casino? I-am atins un pic, bă, băieți. Ce înseamnă asta? Un pic, așa. Că sunt la spital, un pic băieți. Mai tare. Cine mai e? Dacă sunt fraieri. Cine mai e pe aici? Nu mai e nimeni. Nu mai e nimeni? A-a. Am înțeles. Dacă s-au umflat penele pe ei... Da? Și asta atins. E o rezolvare, nu? Evident. Am înțeles. Păi după aia vrei să mai mă știi ăștia de frică sau? Cei doi bărbați sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală, trafic de droguri de risc și de mare risc, camătă, respectiv constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi bărbați au fost condamnați de către magistrați la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de 10 ani și 5 luni. Ce s-a întâmplat? Încercați să vă liniștiți. Și ție, ce s-a întâmplat? Nu,
Urcați-vă încet. Ce s-a întâmplat? M-am trezit bătută. Cum ai ajuns aici? Nu. Am fugit, că dădea în mine, nu știu cine e. De ce ați văzut? Câți ani ai? Dacă dormea aici, am pat cu nevastă. Burnet, m-am trezit și dădea în mine. Îți aduce aminte cum ai ajuns aici? Nu. Domnul Ilian, poliția! Cornel, cum ai ajuns aici? Domnul Ilian, depătați-vă! Uneori, de la gelozie la violență domestică, nu e mai mult de un pas. Sau un pat, să dezlușim împreună cu oamenii legii ițele unui caz incredibil de încurcat. Ce s-a întâmplat? Încercați să vă liniștiți. Ce s-a întâmplat? Îmbrăcați-vă încet. Ce s-a întâmplat? M-am trezit bătută de Iulian, de soțul meu. Cum vă numiți dumneavoastră în primul rând? Pamela, bratul. Când v-ați născut? Încercați să vă liniștiți. Calmați-vă. Sunteți bine? Aveți nevoie de o ambulanță? Nu. Sunt ce s-a întâmplat? Bătut. V-a lovit soțul? Da, m-am trezit în miezul nopții, m-am trezit și dădea în mine. M-a lovit. Soțul? Da, cu pumn și a dat cu toate. Aici locuiți dumneavoastră? Aici, da. Ce s-a întâmplat? M-am trezit și a dat în mine, dădea în continuu în mine, m-a lovit peste tot. Mai era un bărbat în casă. Ce fel de bărbat? Cine? Nu știu, un tânăr, l-am văzut niciodată, eu am crezut că e cu soțul meu, dar nu știu cine era. Soțul nu-l cunoaște pe acest tânăr? Nu știu, că am fugit, că dădea în mine, nu știu cine e. Încercați să vă calmați, da? Încercăm să obținem cât mai multe detalii ca să înțelegem ceea ce s-a întâmplat, da? Deci, erați în pat cu soțul dumneavoastră, da. Și un alt bărbat, da. A intrat în casa noastră, un bărbat pe care nu-l cunoașteți, nu l-ați mai văzut niciodată. Nu știu, că dormeam. Ați avut poarta, ușa de la... Poarta era deschisă, niciodată nu încuiem poarta, că știm vecinii aici. Așa, și ulterior bărbatul acesta nu știu, v-a lovit, v-a agresat, el v-a jignit. Nu părea foarte bine, probabil că era beat sau ceva, nu știu, era ceva neregulă cu el, poate drogat. Și soțul meu a început să dea și în mine și a început să dea și în el și mă făcea și mă făcea în toate felurile că... Soțul v-a mai agresat în trecut? Da, m-a mai agresat în trecut și a avut și probleme cu legea și cu... A fost și la pușcărie înainte, dar n-am mai avut probleme de o perioadă și acum, brusc... Bărbatul acesta, mai spuneți-ne despre el, avea ceva asupra lui, nu, armă, cuțit, a scos ceva la dumneavoastră, n-a scos v-a amenințat, nu, v-a amenințat abia, pe dumneavoastră, nu, pe soț. Nu, abia vorbea, nu putea să... Și în momentul ăsta se află în e în casă cu soțul, da, ne îndrumați și ne spuneți. 44-10 pentru 44-13. Comunicați 44-13. 44-10, am fost sesizat de către o doamnă cu privire la faptul că a fost agresată de către soțul acesteia, iar în interior se află... Deci nici soțul n-ar cunoaște. Recepționat 44-13. Să reveniți, vă rog, când aveți informații suplimentare. Am înțeles și ne-a spus. Unde se aflau cei doi când dumneavoastră ați ieșit? În pat erau. Unde? În ce cameră? Sus, la cum intrați pe dreapta, urcați scările și e prima cameră okay, în față. Ok, intrați în curte și ne așteptați aici, da? O să urcăm noi să stăm de vorbă cu ei, da? Prima la dreapta, da? Da. Domnul Iulian, poliția! Domnul Iulian, depărtați-vă! Depărtați-vă! Jos! Culcați! Culcați! În interiorul imobilului l-am găsit pe soțul femeii în timp ce agresa un tânăr care era întins pe jos, fără ca acesta din urmă să prezinte vreo reacție. Bărbatul a fost îndepărtat imediat și imobilizat. Picioarele încrucișate! Calmează-te! De ce? Scoate mâna sub tine, scoate mâna! Ce am făcut, frate? Cum te simți? Haide să întinzi, te ajut eu! Întinde-te încet!
Departe. Mâna asta. Ține. De ce loveați? Cine este? Cum te simți? Pe spate. Pe spate. Încet. Piciorul lasă. Încet. Rămâneți aici în pat. Încet, poți să respiri? M-am trezit cu el aici în pat. Știi cum te cheamă? Îl omor. Îl cunoașteți? Cheamă ambulanța, Robert! Te omor, mă, cu scapă aici, mă. Știi cum te cheamă? Vorbește cu mine, te rog. 44-13. Comunicați 44-13. Cornel! Cornel, avem nevoie de o ambulanță la adresă. Am găsit persoana. Știi unde te afli? Necunoscută în sală de prietate și lovită. La tine acasă. Recepționat, trimite-mi imediat o ambulanță. Unde locuiești, Cornel? Strada, știi să spui strada? Dumbravei numărul... Nu te afli pe strada Dumbravei, da? Aici e strada Răsăritului. L-am așezat pe tânăr într-o poziție de siguranță și am acordat primele îngrijiri până la sosirea echipajului medical. Soțul a ales să-și facă dreptate singur atunci când a găsit un bărbat necunoscut în casă, fiind orbit de gelozie și de suspiciunea că acesta ar putea fi amantul soției. Dacă vă confruntați cu o astfel de situație, nu acționați impulsiv. Apelați serviciul 112 și cereți-ne sprijinul. Știi cum te cheamă? Cornel. 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 Cornel, câți ani ai? 21. 21. Cornel, cum ai ajuns aici? Da. Unde locuiești? Strada Speranței, numărul... De câte ori ai mai venit? Aici nu ești pe strada Speranței. Lăsați-mi să vă lăsăm cu lui. Aici ești pe strada Răsăritului. Cum ai ajuns aici? Strada Răsăritului? Da. Pe strada Speranței locuiești tu? Da. Aici este strada Răsăritului. Îți aduce aminte cum ai ajuns aici? Nu. Unde ai fost înainte să vii aici? Am ieșit cu băieții. Unde ai ieșit cu băieții? La bar. La bar? Ați consumat băuturi alcoolice acolo? Două beri. Și cum ai ajuns aici? Nu știu. Acasă, sunt acasă. Bărbatul întins pe jos emana halenă alcoolică, reușim cu greu să aflăm datele acestuia. De asemenea, acesta ne-a afirmat că el crede că se află acasă și că nu-l cunoaște pe bărbatul care l-a agresat fizic. Păi și atunci ce cauți, mă, la mine în casă? Asta înseamnă că nu e casa ta, nu? Nu? Bine. Intri noaptea în casele oamenilor să le... Ia uite, încet. Ia uite, mă, ce face, mă. Stai aici lângă tine, da? Cine Robert, ai chemat ambulanța? Da, da, am chemat ambulanța. Cine gătrog soția, dacă v-a spus că nu știe cine este, de ce ați lovit-o? Păi dacă v-am zis că n-am lovit-o... Mi-a spus Adinau că ați lovit, că ați dat o palmă. Păi am scăpat o palmă din greșeală, nu am bătut-o așa. Spuneți-mi mie cum vă numiți dumneavoastră. Iulian Bratu. Iulian Bratu, da? Da. Născut pe data de? 18-7-84. Ia uite numai ce face. Bun, văd că dumneavoastră ați făcut și închisoare în trecut. Păi pentru ce? Ce fapte ați făcut? Am tâlhărie. Aveți tâlhărie? Da. Am mai avut violențe, vătămare corporală. Acum cât timp? Acum vreo 10 ani. Și vă place să loviți, nu? Nu-mi place, să loviți soția, să... Dacă n-am de ales, dacă nu mi se dă de ales, ce să fac? Nu? Soțul femeii susține că sigur tânărul este amantul acesteia și că acesta este motivul pentru care a devenit agresiv. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, am constatat că bărbatul în cauză este înscris în cazierul judiciar, având antecedente penale, pentru săvârșirea unui infracțiuni cu violență. 21 de ani ai zis că ai? 21. Bună seara! Un tânăr de 21 de ani este în stare de ebrietate și a fost și lovit. M-auziți? Este în stare de conștiință. Suntem de la smurt, am venit să vă ajutăm. Rămâneți acolo, nemișcat. Da, spuneți-mi, Marta, ce nu țineți de ce? Da? Eu ce, eu sunt papagal, să țin... Eu sunt smart 2, numai fraierii țin poarta închisă. Mie nu mi-e frică de nimeni, uite, uite. Dacă vine peste mine în casă... S-a pus în pat cu dumneavoastră. Uite ce pățește. Păi și uite ce a pățit. E bine? Ia spuneți, ce vă doare în momentul ăsta? Auzi? Aici. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră?
Ok. Ați fost conștient tot timpul? Nu. Hai să te-am pus bine, da? Nu știu. O să vă punem o mască de oxigen să vă ajute să respirați, da? Colegul meu o să vă pună un mașin de tensiune, da? Să vă măsură și tensiunea. Da. Cu ce l-ați lovit acolo? La față. Cu palma i-am dat. Cu palma? Da. S-a avut vânătările de apă? Păi dacă îi dădeam cu palma... Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Mă întreabă colegi. Nu. Mulțumesc. Eu nu. Ați fost lovit? Nu. N-ați fost lovit, dar ați lovit? Am, da, da. De ce v-ați lovit soția? Păi, cred că când l-am bătut pe ăsta, i-a mai scăpat și eu, palmă sau ceva. Este pentru prima oară când o loviți? Da, da. N-ați mai lovit-o? Nu. Niciodată? Niciodată. Sunteți sigur de asta? Da, da. În altă parte nu vă mai doare, da? Dacă ați văzut o persoană străină în domiciliul dumneavoastră, de ce nu a sunat la 112? Păi, până trebuia sunam... Trebuia să-l loviți dumneavoastră? Păi, până sunam, mă omora. Da? Păi, de ce? V-a amenințat cu ceva? Păi, trebuia să mă amenințe. A avut armă sau cuțit? Păi, sau... eu stau să... Ați spus că n-ați fost lovit. Ați spus că n-ați fost lovit. Păi, și trebuia să aștept să mă bată, nu? Nu, să sunați la 112. Să sunați la 112. Ați spus că n-a fost, a fost violent cu dumneavoastră? În vreun fel? Păi, n-a apucat. N-a apucat? Tânărul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate, iar soțul femeii va fi condus la sediul unității de poliție pentru a fi audiat. Mulțumim și noi. Să mai vii pe la nevastă, mă. 4410 pentru 4413. Comunicați 4413. Avem și noi nevoie de un echipaj de cercetare la fața locului și un echipaj sprijin pentru transport la secție. Recepția la 4413, trimitem un echipaj sprijin. Domnul Iulian, de ce v-ați lovit soția până la urmă? Păi din greșeală. Din greșeală? Da. Haideți la secție să stabilim. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală și violență în familie. Acesta a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața procurorului de caz în vederea luării unei măsuri preventive. La mine și în casă... nu putea să sunați la 112 dacă v-ați trezit cu un străin în casa dumneavoastră? Păi trebuie că ați venit, nu? Și el ce ți-a spus? Că o să veniți la el la piscină? Asta am văzut că erați închis aici. M-a închis și a fugit. Eu luam în atenție pe Virgil Mihale, poliția, stai! Nu știu ce se întâmplă în apartamentul ăsta. Aici? Aici, domne, zgumul te bătaie. Sipa, nu mai da. Trinată în spatele tău! Când intru în curte, s-a făcut seară, vedeți, e aproape întuneric. Am tot dreptul să caut actele la mine în casă. Nu am înțeles. O să văd o persoană. Nest, liber. Poliția, rămâi pe loc! Ia vezi că fuge, mă! Stai pe loc! Stai pe loc!